Acesta, cultura noastră tradițională. Mulțumesc din suflet, iar acum vă dăruim un cântec despre români și despre România cu toată dragostea noastră. Sus calor, corrida este bun și întinse-ne.
Ansamblul folcloric Poromisu, ansamblu artistic profesionist, alcătuit de oameni cu suflet mare, coreografia Alin Rosman, ați urmărit un dans de pe câmpia Mureșului. Mai aplaudați odată pentru că merită din tot sufletul. Wow, ce frumos a fost! Să știți că domnule profesor, a venit o doamnă dansătoare și mi-a zis: vă rog să vă rugați. Și zic: nu vă faceți probleme, că o să ajute Dumnezeu și va fi totul bine. A fost bine, nu? Ia auziți! Dar nu asta vreau să vă spun. A zis: nu, părinte, pentru noi scena e sacră. Și atunci am înțeles încă o dată că de fiecare dată când sunt invitat să prezint un spectacol și spun despre dansul, jocul românesc, că el reprezintă o veritabilă rugăciune prin moralitatea lui, prin curățenia lui, prin verticalitatea lui Isirei. Ați văzut în jocul popular românesc că nu există niciun element de imoralitate. Că așa e neamul, cu bun simț. Și așa a fost și așa trebuie să rămână. Indiferent de ce vremuri vin. Ați văzut în jocul românesc că e bucurie multă. Pentru că așa e neamul, cu bucurie. Dincolo de jertfă. Dincolo de încercare. Dincolo de greutatea istoriei. Neamul și-a păstrat bucuria. Moșul meu așa zicea: apoi las că e bine și așa rău, mă, copil. Că era comunism. Auziți ce filozofie. Mai înaltă decât a lui Kant. E bine și așa rău. Răul vedea ca fiind bine. Așa a fost neamul. Și nu și-a pierdut zâmbetul și bucurie. Și apoi comuniunea. Pentru că jocul reprezintă intrarea în comuniune unii cu alții. Inimă lângă inimă, hora. Sau tot ce ați văzut dumneavoastră aici, câte doi sau împreună. Suntem toți trupul tainic al lui Hristos în liturghia de după liturghie, numită vora satului. Așa trebuie să rămână. Cu toate că în joc e și jertfă. Că doamna Doina mi-a spus că nu poate să trăiască dacă nu se jertfește. Doamna Doina, care are cea mai frumoasă vârstă, deși arată numai la jumătate din vârsta pe care o are, vine aici și dansează. O știți dumneavoastră. Și aplaudați-o. Și dansatorii și orchestra sunt reflexia frumuseții unui neam. Și dacă nu sunteți convinși de cât de, cât de frumos este neamul, vreau să fiți foarte atenți la tinerii care vin pe scenă. Eu le zic tineri pentru că așa au rămas de când îi cunosc. Lumină pe chip, bucurie în suflet, evoluția a fost doar muzicală, din bine, mai bine spre absolut. Doi oameni dăruiți de Dumnezeu, pe care muzica i-a unit și au făcut din muzică dragoste și din dragoste au făcut muzică, au făcut o familie minunată din care au iradiat spre întreg poporul muzică și bucurie. Și în calitate de interpret, și în calitate de violonist, și în calitate de dirijor, domnul, și în calitate de orchestrator, doamna în calitate de profesor care învață pe cei mici ce înseamnă dragoste de neam exprimată prin cântec, cu toate acestea la un loc, un repertoriu bine ales, bine gândit, cu autenticitate în exprimare, cu costum impecabil, doamna, reprezentând foarte, foarte bine o zonă din care deși a plecat și a trăit mulți ani în București, acum a venit spre casă, nu s-a depărtat de zona respectivă, ci a rămas fermă și verticală în exprimarea autenticului și a frumuseții. Lavinia Goste și Mare Zorilă. Vin să vă spună la mulți ani. Așa cum știu ei mai bine și mai frumos și cum au cucerit inima. Prin cânte! Și sănătate, viață să aveți din toate mari.
sărbătoare. Mult noroc și sănătate, în viață să aveți din toate, mă! Și, și, și! Radică cu șase ori, rapidi oameni ca voi, oriunde intrăm în casă, oameni mai găsim la masă. Turnați vinul mare, lansă-mi mi sărbătoare. Mult noroc și sănătate, în viață să aveți din toate mari. Acesta frumos se dezvoltă extraordinar de bine și asta datorită unui om și a echipei dânsului. Domnul primar, felicitări pentru ceea ce faceți pentru Zalău. Nu e ușor. Să știți că nu-l cunosc pe domnul primar, dar atunci când vedem un om care face lucruri frumoase, îi transmitem și îi spunem aprecierile noastre. De asemenea, vreau să vă spun că jumătate din mine se trage de la Șumal. De acolo este străbunica mea și străbunica mea. Mă bucur tare mult că am sânge și de sălăjancă, nu doar de codreancă. Și mă bucur cel mai mult că nu mi-am uitat rădăcinile și familia care este cea mai de preț din viață. Familia îți aduce fericirea, împlinirea. Mulțumim frumos! O să cântăm acum Floare Roșie de Mac și aș vrea să cântăm împreună. Ce spune?
faci frumos, v-a plăcut? Și mie. Ce înseamnă să fii profesionist? Dansezi cu aceeași dăruire, cu acele din toată zona României. Aceștia sunt oamenii minunați care ne-au găzduit astăzi și pe mine și pe dumneavoastră, împreună cu domnul primar, ca să ne bucurăm împreună, să ne înălțăm sufletește, să ne primenim sufletele. Vreau să nu uit un lucru. Și pe noi și pe ei să-i pomeniți în rugăciunile dumneavoastră ca să ne ajute Dumnezeu să nu pierdem calea. Și dacă tot veni vorba de rugăciune, să-l pomeniți la cei buni și pe domnul primar. Ca Dumnezeu să-i ajute acolo unde fi pronea divină să-i ducă pașii. A zis cineva, zice, domnul primar ne părăsește. Nu ne părăsește domnul primar, ci doar se duce să ajute mai mult de la un nivel mai înalt, de acolo de unde se împarte bunăstarea, comunitatea pe care o iubește atât de mult. Să împlinească Dumnezeu tot gândul cel bun, dacă o fi de la Domnul. Dacă nu o fi de la Dumnezeu, să nu. Doamnelor și domnilor, pentru neamul nostru există oameni pe care Dumnezeu îi trimite în lume cu daruri speciale. Omul care va veni pe scenă are darul de a arăta calea. Dacă vă vorbeam puțin înainte despre faptul că dansul reprezintă o rugăciune, jocul popular, să știți că nici cântecul nu-i mai prejos. Și am învățat acest lucru și am mai spus și vă mai mărturisesc de fiecare dată când am ocazia. Am învățat că pentru noi românii cântecul e o rugăciune când aveam vreo 11-12 ani și m-am trezit că mă rup de lumea înconjurătoare pe niște versuri și o melodie. Cine cum îi nește grece și-a mamă, e la mamă, mai ușor mie.